Îi dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi, după care vom aproba procesul verbal de la ședința de luna trecută și vom intra în ordinea de zi, în discuții pentru ordinea de zi. Vă mulțumesc! Da, prezentați-vă! Având în vedere dispoziția primarului numărul 199-29 a 9-2017, sunteți convocați la ședința ordinară a Consiliului Local Comunei Pădurești, care va avea loc joi, 28-9-2017, la 9:30, în sala de ședințe a Consiliului Local Pădurești, cu următoarele ordini de zi. 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile publice directe pentru anul 2017, primarul Comunei, inițiator. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiții pentru anul 2017. Inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pădurești pentru anul 2017. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiții pentru anul 2017. Inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de folosință gratuită a unui spațiu amplasat în clădirea Consiliului Local al Comunei Pădurești, în suprafață de 14 metri pătrați, Centrului Diocezan Caritas Iași, în vederea desfășurării activităților de îngrijire la domiciliu. Inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pădurești. Inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Pădurești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vasile Gheradu din satul nou, Comuna Pădurești, Sfântul, pentru anul 2017-2018. Inițiator român primarul Comunei. Și ultimul punct, 7. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Iulișca Victoria, reprezentantul Comunei Pădurești în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul, inițiator primarul Comunei și diverse. Trebuie să fac o precizare. Punctul 7 de pe ordinea de zi va fi amânat pentru prima ședință a Consiliului Local, având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, numărul 681 din 27 ianuarie 2017, care a venit aseară la sfârșitul programului și care a modificat titulatura acestui proiect de hotărâre și, bineînțeles, documentația aferentă. Dacă sunteți de acord, să fie ordinea de zi, fără punctul 7. Vă mulțumesc mult de tot! Trecem la aprobarea proceselor verbale a ședințelor din 24 august 2017 și 7 septembrie 2017. Dacă sunteți de acord cu procesele verbale. Mulțumesc frumos! Poftiți, domnul director. Da, da, da. Aici, aici. Veniți aici. Dar nu, puteți. Nici o problemă. Da, acolo de domnul. Punctul al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017. Se completează anexa privind achizițiile directe la capitolul 1 cu punctul 69, respectiv achiziționarea articole de papetărie, furnituri de birou, accesorii de birou. La capitolul 2 se completează cu punctul 45, servicii de securitate, sănătatea muncii și a situațiilor de urgență și certificat digital pentru semnarea electronică. Dacă sunteți de acord, mulțumesc mult de tot. Al doilea punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2017, respectiv la, la punctul C al anexei 1 al planului obiectivelor de investiții, se introduc următoarele puncte. Punctul 9, servicii de consultanță pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Pârgărești, județul Bacău, valoarea totală fiind de 5.000 de lei. Punctul 10,
servicii pentru întocmirea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul reabilitare și reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Pârgăreț, județul Bacău, valoarea totală fiind de 12.000 lei și punctul 11, servicii de măsurător topo și întocmire documentației cadastrale în vederea intabulării drumurilor sătești, valoarea totală fiind de 53.000 lei. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Respectiv, se rectifică în trimestrul 4 bugetul propriu de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, astfel. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 393.000 lei. Astfel, sume defalcate din TVA, buget inițial 3.080,50, influență trimestrul 3, minus 64.000 lei, influență în trimestrul 4, 323, buget rectificat 3.339,50 lei. După aceea, la secțiunea se majorează cheltuielile bugetului local cu aceeași sumă, 393.000 lei, astfel. Pentru învățământ, suma de 323.000 lei la secțiunea funcționare și la secțiunea dezvoltare pentru iluminat public și rectificări rurale, suma de 70.000 lei. Aici este vorba, rectificarea este pentru învățământ, pentru cei de la învățământ, pentru că nu mai sunt fonduri pentru a plăti salariile. Și atunci s-a luat dintr-un alt capitol, s-a pus în la sectorul învățământ, plus ce ne-au mai dat de la Consiliul Județean, din sume defalcate din TVA, ca să poată funcționa și învățământul. Nu, domnul director, este pentru... Da. Așa. Iar la secțiunea dezvoltare este pentru proiectul pe care trebuie să-l depunem la PNDL, reabilitare și modernizare iluminat public, este serviciul de consultanță, serviciul de proiectare și studii topo, pentru că avem nevoie de acele studii topo la documentație. Și atunci, am spus, dacă facem studii topo și intabulăm și întreaga sumă va fi pentru aceste documente. Dacă sunteți de acord cu această rectificare, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind în folosință gratuită a unui spațiu amplasat în clădirea Consiliului Local al Comunei Pârgărești în suprafață de 14 metri pătrați, Centrului Diecezan Caritasia și în vederea desfășurării activității de îngrijire la domiciliu. După cum știți și dumneavoastră, în ultimii ani, Consiliul Local a aprobat atribuirea în folosință gratuită a acestui spațiu. Anul acesta, la septembrie, adică peste două zile, expiră contractul cu ei, motiv pentru care ei au revenit cu o nouă solicitare, iar doamna primar a inițiat acest proiect de hotărâre pe care astăzi îl supune spre aprobare. Dacă sunteți de acord cu proiectul ca de hotărâre. Ca să poată funcționa în continuare. Mulțumesc. Să proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Pârgărești în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Vasile Cheradu din sat Satul Nou, Comuna Pârgărești pentru anul școlar 2017-2018. Prin proiectul de hotărâre, doamna primar propune pe domnul Dorboș Valentin, doamna Bortoș Drapiela și domnul Bejenaru Nicu. Iar din partea instituției primarului, dorește ca în anul 2017-2018, chiar dânsa personal, să facă parte din Consiliul de Administrație. Dacă sunteți de acord, de acord dacă aveți alte propuneri, bineînțeles. Sunteți aici, puteți să propuneți, să fiți de acord. În unanimitate. Vă mulțumesc mult de punctul diverse. După cum ați solicitat la ședința ordinară din luna august... Mai e un punct. Nu am zis. 9:06:05. Pe care? Proiect de modificare a statului de funcție aparatului. Am spus,
5-1 Îmi cer scuze. Da, este vorba de proiectul de hotărâre de modificare a statului de funcții ca urmare a angajării doamnei Imbria Alina Iuliana. Este necesară modificarea statului de funcție, aceasta începându-și activitatea, începând cu data, adică fiind numită, începând cu data de 1 septembrie. În primele 6 luni este pe funcția de referent debutant, după care, dacă obține rezultate bune în cele 6 luni, poate să treacă definitiv. Dacă sunteți de acord cu modificarea statului de funcție. Vă mulțumesc mult! În ședința de luna trecută ați solicitat ca să-l invităm pe domnul director din partea școlii și pe domnul șef de post. Domnul director a venit, domnul șef de post nu mai poate veni. Între timp, eu am solicitat un punct de vedere din partea Inspectoratului de Poliție Bacău, pentru că au venit foarte mulți cetățeni și au sesizat că nu sunt găsiți la post și categoric că eu am făcut o adresă către Inspectoratul Județean, vă și citesc, ca să nu fie alte discuții, să nu fie. Au venit cei de la județ cu șeful de la Poliția Rurală de la Onești, sigur că am discutat și cu dânsii și vă voi citi ceea ce am scris eu în adresă către IPJ și ce răspuns mi-a dat dânsii. Către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. În atenția domnului Oprișan Vasile, șeful inspectoratului. Primarul Comunei Părgărești, doamna Iulișca Victoria, vă solicită în mod respectos rezolvarea situației privind activitatea profesională a cadrelor dumneavoastră, ce își desfășoară activitatea la sediul postului de poliție din comună. Solicit acest lucru motivat de faptul că lucrătorii nu sunt găsiți la postul de poliție de către cetățenii comunei care vin să reclame la primărie, aproape zilnic, că nu au cu cine să iau legătura pentru rezolvarea diferitelor probleme sau pentru a răspunde la sesizările primite anterior. Din discuțiile avute cu acești lucrători, am constatat că aceștia sunt repartizați în alte comune, unde desfășoară acțiuni de patrulare sau alte activități specifice și nu pot acoperi activitatea de pe raza comunei. Vă rugăm să aveți în vedere stabilirea programului lucrătorilor postului de poliție Părgărești în vederea îndeplinirii tuturor atribuțiilor ce le revin, precum și pentru asigurarea liniștii publice pe raza comunei. Dumneavoastră știți, cetățenii au probleme. Mereu veneau la noi că nu-i găsesc la postul de poliție. Exact cum am spus și aici, din discuțiile avute cu ei, de ce nu sunt dimineață la 8, 9, 10, să-i găsească? Au venit cetățeni care mi-au zis, doamnă, vin a 7-a oară și nu-i găsesc. Și sigur că dumneavoastră ce faceți aici, la primărie? Așa mi s-a spus și mie. De ce nu luați măsuri? Eu nu aveam cum să iau măsuri asupra dânșilor pentru că nu sunt subalternii noștri. Și atunci am solicitat sprijinul inspectoratului. Au venit, am discutat cu dânșii și vă spun și răspunsul dat de domnul inspector. Urmarea solicitării dumneavoastră, numărul 5861 din 12.09.2017, adresată conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, evidențiat sub numărul de mai sus și a verificărilor efectuate, vă comunicăm următoarele. În vederea asigurării siguranței a unui climat de ordine publică, precum și pentru o mai bună relaționare cu cetățenii comune, s-a dispus ca zilnic, de luni până vineri, pe o perioadă minim 4 ore, la sediul postului să fie prezent cel puțin un polițist din cadrul postului de poliție Părgărești. 4 ore? Într-adevăr, așa am solicitat și eu. Da. Bar în primele ore ale dimineții, că omul vine dimineață, dacă i s-a întâmplat ceva în cursul zilei, atunci vine dimineață. El dacă nu găsește pe nimeni, atunci n-are unde să depună sesizare sau... Ei, cel puțin 4 ore, pentru că într-adevăr ei au și alte programe, eu știu, patrulări în alte localități, fiind poliție rurală, poliție comună, ei se mai duc și sunt luați în patrulare, da. Se mai duc și în alte comune, nu numai ei, cum vin și cei din alte comune la noi. În situații excepționale, vă adresăm rugămintea de a ne contacta conducerea secției 3 Poliție Rurală Onești, respectiv pe domnul subcomisar de poliție Manea Romeo, care răspunde de așa și care va gestiona în timp operativ orice solicitare în limita competențelor conferite de legislația actuală.
în speranța unei colaborări eficiente, vă asigurăm de permanentă disponibilitate a instituției noastre în vederea garantării unui climat de siguranță a cetățenilor Comunei Pârgărești. Și asta e răspunsul dânșilor. Din ce am înțeles, domnul Mihu deja avea o cerere depusă pentru mutare, pentru că dânsul locuia în altă localitate și era și naveta mai grea. Am înțeles că i-a aprobat transferul la alt post de poliție, așa că am rămas cu domnul Dorvă și cu doamna domnișoara Naslău și sperăm să, să le mai dea încă o persoană și să intrăm în normalitate. Deci eu n-am cerut schimbarea cuiva, ci am cerut ca cineva să fie la postul de poliție găsit pe timpul zilei, ca să poată cetățenii să-și să depună sesizări sau să le rezolve problemele. Păi tocmai de asta am dorit și punctul de vedere al inspectoratului, ca să știu care e situația, dar se spune că trebuie să fie. Și dacă a fost la patrulare în noaptea respectivă, unul dintre ei trebuia să fie la postul de poliție. Și dacă ai o citație dimineață la ora 8 să vină un cetățean, păi la 8 să-l aștepți acolo, nu la 12. Da. Asta e situația. Să sperăm că vom intra în normalitate și nu vom avea probleme. Domnul director, în ședința trecută s-a ridicat problema, știți. Eu am mai discutat cu dumneavoastră situația școlară a copiilor, a cadrelor didactice și am zis să vă invităm să aveți și dumneavoastră un punct de vedere și să... Puteți să-i puneți întrebări și acum domnului director sau să ne dea domnul director răspunsul. Da. Eu vă mulțumesc de mandată pentru că m-ați invitat în ședința Consiliului Local din Comuna Pârgărești. Apreciez faptul că s-a ținut cont de solicitarea noastră pentru a putea asigura salariile personalului didactic și de aceea rectificare bugetară și este un lucru bun. Și acum, din punctul meu de vedere, eu am prezentat aici, vă prezint și dumneavoastră, un raport privind starea și calitatea educației în anul școlar 2016-2017. Materialul este mai lung, desigur că nu o să vă prezint tot ce am eu aici, dar câteva date care cred eu că interesează Consiliul Local și Primăria, cred că sunt binevenite. Deci așa se numește, raport privind starea și calitatea educației în anul școlar 2016-2017. Informare privind obiectivele, conținuturile, strategiile de realizare și eficiența activităților desfășurate la nivel de școală. Activitatea instructiv-educativă s-a desfășurat pe baza prevederilor legii învățământului, hotărârilor de guvern, celorlalte alte normative eliberate de MEM și de inspectoratul școlar. Documentele Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație, colectivele de catedră de la școlile din comună au transpus în practică prevederile programelor școlare, obținând rezultate bune în educarea elevilor. Și precizez bune la finalul anului școlar. Conducerea școlii, colectivele de catedră, cadrele didactice din școlile comune au transpus în practică, la nivelul colectivelor de elevi, planul cadru de învățământ, curiculum la decizia școlii și au realizat acele scheme orare despre care vorbim noi în învățământul școlar. A existat o oarecare întârziere în elaborarea planificărilor secvențiale și în completarea unor rubrici din aceste planificări. Opționalele propuse la nivelul tuturor școlilor au fost vizate de către inspectori de specialitate. Pregătirea elevilor. Din datele statistice înaintate inspectoratului școlar, completate în SIIR, avem o platformă la nivel național și poate fi vizualizată de către organele în drept, adică inspectoratul școlar și minister, a rezultat că numărul elevilor cu rezultate foarte bune este în creștere, existând elevi cu rezultate medii la învățătură. Această situație s-a datorat, pe de o parte, influențelor vieții sociale, a scăderii interesului familiei pentru școală, dar și unor carențe privind utilizarea metodologiei didactice adecvate. Nereconsiderarea relației pedagogice profesor-elev prin strategia întrebărilor a muncii diferențiate a programului remediat. Pregătirea elevilor a fost realizată de către personalul didactic, concretizându-se prin trei categorii de forme de activitate. Activități didactice educative în care corelațiile profesor-elev au fost realizate predominant la nivel frontal, deci e vorba de lecție și ora de dirigenție,
activități didactice educative în care corelațiile profesor-elev au fost realizate predominant la nivel grupal și sunt acele activități opționale și consultații pe grupe, și activități didactice educative în care corelațiile profesor-elev au fost realizate predominant la nivel individual. Consultații individuale, studiul individual și elaborarea de portofolii sau proiecte individuale. Mai nou acum, și cei care aveți copii la școală, cred că știți, este această metoda a portofoliilor. Fiecare elev să-și întocmească un portofoliu pentru fiecare disciplină școlară și să-l prezinte profesorului respectiv. Pregătirea școlară a continuat să realizeze în trei cicluri curriculare, deci ciclul achizițiilor fundamentale, și avem aici clasa pregătitoare, clasele 1 și a 2, ciclul de dezvoltare, clasele 3-6, și ciclul de observare și orientare, clasele 7-8. De asemenea, am avut în vedere competențele prevăzute de Legea Educației Naționale, competențe de comunicare în limba română, apoi competențe de comunicare în limbi străine, și avem două limbi străine care le facem la școală. Este vorba limba străină 1, limba engleză, începând încă de la clasa pregătitoare și terminând clasa 8-a, și limba modernă 2, limba franceză, care copiii o studiază începând din clasa a 5-a. Apoi competențe de bază de matematică, știință și tehnologie, competențe digitale, competențe social-civice, competențe antreprenoriale, competențe de sensibilizare și de expresie culturală și competențe de a învăța să înveți. Ei, mi se pare că această competență este cel mai greu de atins, pentru că este un adevăr pe care toți îl recunoaștem, trebuie să învățăm toată viața. Deci ei trebuie învățați de la început, de la intrarea în școală, cum să învețe. Și apoi această deprindere, obișnuință, să rămână pe tot parcursul vieții. Statistic, la sfârșitul anului școlar, procentul de promovabilitate a fost de 97,80%. Deci promovabilitatea 97,80%. La nivel de PJ vorbim, nu la nivel de fiecare școală. Iar pe structuri, Școala Pârgărești a avut un procent de 95,91%, Școala Satul Nou 96,99%, Școala Nicorești 92,15%. În învățământul preșcolar, toți preșcolarii înscriși au frecventat grădinița, în învățământul primar, la clasele pregătitoare, clasele a 4-a, au fost înscriși un număr de 153 de elevi, nu ne-a plecat niciun, au venit doi copii, au rămas înscriși 155, au promovat toți, deci un procent de promovabilitate de 100% la învățământul primar. În învățământul gimnazial, elevii înscriși 165, ne-a venit un elev, a plecat un elev, ne-au rămas înscriși 164, au promovat 157, un procent de promovabilitate de 95,73%. La nivelul Comunei Pârgărești, clasele 1-8, am avut înscriși un număr de 318 elevi, ne-au rămas înscriși 319 prin venirea unui elev și procentul de promovabilitate este cel pe care l-am anunțat deja, 97,80%. Absenteismul școlar este o preocupare a tuturor cadrelor didactice. Avem o monitorizare a absenteismului școlar lunar. Se întocmesc tabele în care fiecare diriginte aduce la cunoștință Consiliului Profesoral numărul de absențe înregistrat de elevi la clasă. Și am înregistrat următoarea situație la absenteism. În învățământul primar, 22 de absențe, deci lipsesc mai puțin, și 17 sunt motivate, 5 nemotivate. În învățământul gimnazial, situația nu este chiar atât de rău, dar oricum, bine în comparație cu absenteismul de la nivel de județ. Avem un total de 2412 absențe, motivate 901, nemotivate 1511 absențe. Asta e situația absenteismului. Per total. Nu, să știți, nu trebuie să îngrijorez absenteismul deocamdată la nivelul localității. În comparație cu alte școli, să știți că absenteismul e mult mai mare. Aici pot să mai adaug doar atât, că avem câțiva copii care vin cam greu la școală. Și știm noi, este vorba de băiatul de aici, de la Școala Pârgărești, așa, și încă doi din Bari. Activitatea educativă.
a fost îndrumată de coordonatorul de proiecte, concretizându-se în activități eficiente și atractive pentru ele. Au fost întocmite cu responsabilitate documentele de planificare și aici avem planuri manageriale, programe de activități extrașcolare și extracurriculare, tematica activităților, activitatea educativă desfășurată de către educatori, învățători și dirigenți avizat, managementul grupului educat, educația pentru sănătate, educația bunului cetățean, educația prin și pentru cultură și civilizație, educația pentru timpul liber. La nivelul fiecărei școli au fost întocmite oral suport educațional și consiliere pentru părinți și oral consiliere și orientare, suport educațional și orientare pentru elevii claselor 5-8. Aici, la suportul ăsta educațional, consiliere pentru părinți, în orarul fiecarei clase există câte o oră de consiliere pentru părinți. În sensul că părintele poate veni la școală, nu e o ședință cu părinții cum se obișnuiește, părintele poate veni la școală și găsește acolo dirigintele și poate sta de vorbă despre propriul copil, despre modalitățile de a învăța, despre comportamentul copilului sau ce solicită cetățeanul respectiv. Deci dirigintele se află la școală pentru această situație. Nu mai să vină părinți. Așa este, aici e o problemă în care o mai discutăm așa altă dată în ședințele cu părinții. Avem la nivelul școlii o comisie de evaluare și asigurare a calității. După părerea mea și după părerea multora, această comisie își desfășoară activitatea în bune condiții și rezultatele sunt bune pentru că la această comisie se cer foarte multe documente. Avem o doamnă profesoară, Melinda Mihaila, care își face cu responsabilitate datorie. S-au desfășurat cu responsabilitate următoarele activități. Inventarierea bunurilor în școlile din Comuna Pârderești, programul Corn Lapte, au fost distribuirea acela gheozdanului școlarului, apoi rechizite pentru ele și burse. Un număr de 77 de elevi au primit burse. De asemenea, am avut o suficiente parteneriate încheiate cu alte școli din, de pe raza comune, de raza orașului Târgu Ocna și alte școli, cum ar fi 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației, Anotimpurile în sunet, culoare și cuvânt, Ziua Sportului în pădure, Mândru că sunt român, Istoria a El, cu liceul pedagogic din Bacău, Teatru de Păpuși București și a venit la noi și am prezentat un teatru tuturor copiilor, să nu uităm pe Eminescu, Biblioteca Oase de Lumină, apoi parteneriate din acestea între școală și bisericile din parohiile din București, școală și primărie, școală și poliție și, desigur, și cu Centrul Militar Bacău. A continuat activitatea de colectare a materialelor pentru apariția revistei școlii Suflet de Copil și avem această revistă și dacă vreți chiar o punem la dispoziție și puteți să o studiați. Este interesantă și, într-adevăr, popularizează activitatea copiilor și a cadrelor didactice. Avem și un site al școlii funcțional, plus pe Facebook, fel de fel de activități care sunt puse. De asemenea, am putea subliniez și activitatea de perfecționare a cadrelor didactice și cadrele didactice sunt interesate pentru a se perfecționa, participă la obținerea gradelor didactice, cum ar fi definitivat gradul didactic 2, gradul didactic 1 și avem rezultate bune. Acum eu aici am analizat iar pe fiecare compartiment. Învățământul preșcolar, învățământul primar și învățământul gimnaziat. Cred eu că nu mai e nevoie să prezint, am prezentat doar procedura. De fapt, raportul ăsta nu este cel care a fost introdus în raportul doamnei primar? Probabil. Adică aceste date mi le-ați prezentat și da. Apoi baza didactică da, materială. Da, nu stai să dai gheozdane pentru copii. Nu, 2016. 2017. 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 2017
Au venit mai târziu din când îmi aduc, am venit mai târziu, dar s-au primit. Da, da, da. În 2016 s-au primit. Deci e activitatea din 2016-2017. Deci aceste... Raportul acestei date, da, doamna. Cred că s-au prezentat. În martie, da, da, am prezentat raportul. Nu pe criterii sociale, la toți elevii să dă de o dată, nu? Ghiozdanii se distribuie de către școli. Se dă numai în mediul rural. Păi da, dar la noi aici în Pădărești s-a dat pe criterii... Nu, nu, Ghiozdanul nu pe criterii. La toată lumea, da, nu? Toată lumea, da. Toată lumea, da. Nu, nu sunt criterii. Așa, apoi baza didactico-materială. Am căutat să o îmbunătățim cu ce s-a putut. Și avem aici fondurile care au fost alocate. Și în afară de fondurile alocate în primărie, s-au folosit și fonduri de la, de la școală. Pentru învățământul preșcolar s-au cumpărat jucării și cred că v-au spus deja în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare grupă de preșcolar, deci 12.000 de lei. S-au procurat tonere pentru fiecare unitate școlară, un videoproiector, un laptop, un ecran, un suport pentru fiecare unitate școlară. De asemenea, s-a asigurat necesarul de manuale școlare mai pentru unitate. Da, pentru un elev, cornul ăla și cu mărul sau ce post oficial. Nu știu, asta nu depinde de noi, de școală. Nu știe nimeni asta. Este o hotărâre guvernamentală. Nu știe nimeni că este o hotărâre guvernamentală. Deci nouă. Că s-a dat niște mele foarte mici și stricate anul ăsta. În primăvară. În 2017, în primăvară, da, știu. Eu am făcut și fotografii, dar m-a arătat la tot și inconsciut. Mere stricate. Le-a dat o dată pe săptămână 6 mere sau 5 mere. 5 mere, cât un măr pe fiecare. Toate stricate. Nu știu dacă toate. Eu, toate eu, eu am înaintat o adresă către, niciun interes către distribuitori. Către distribuitori. Răspunsul lor este așa e calitatea merilor pe care. Nu există așa calitate. Eu am vrut să le refuz, fără doar și poate. Așa, și la un moment dat, probabil, dacă acest program va continua, o să le refuzăm. Dacă sunt exact, exact, trebuie refuzate. Să aruncă banii pe care. Iar cele care au fost stricate, în general, nu s-au dat copiilor. Nu știu care a fost situația. Nu știu care a fost situația. Cinci la fată și la băiat. Deci nu știu care a fost situația la Pârgărești, exact. Deci asta e cornul și laptele, iar valoarea totală a lor, nu știu, este prin hotărâre de guvern probabil. Nu ni s-a comunicat în școli ca să știu. Deci dacă e cornul și asta, eu intervin că asta e. Da, nu le dai la cințile cornul sau laptele. Degeaba le dai la o săptămână laptele. Da. Luni, mă, nu-i dai nimic, nu-i dai patru în puțin, n-ai făcut nimic. Există o deficiență în cei care au câștigat licitația la corn și lapte, și în special la corn. Ei au câștigat licitația cu cetățenii în lege, așa se prevedea, zilnic să vină să distribuie corn și lapte. Nu știu. Dar cineva poate să-i cer vinătura asta sau primăria? Da, noi am raportat de fiecare dată. Noi să știți că raportăm la inspectoratul școlar. Domnule, trimite mașina o dată la săptămână. Corect. Da. Asta le-am ridicat și eu. Și trimiți vineri? Păi trimiți vineri. Vino luni ca să ai în cursul săptămânii. Nu, trimiți vineri, sâmbătă, duminică liber. Până luni iar s-au întâlnit cornul. Nu, în general la cornuri, spre exemplu, cornurile au valabilitate. 3 zile. Și ei aduc, spre exemplu, la 2 zile, în așa fel încât să se dea pe 3 zile. Noi am spus, inspectoratul școlar cunoaște situația, cred că o să le aducă în atenție celor care au câștigat licitația și probabil anul acesta se face o altă licitație, probabil, nu știu exact. Le-am mai propus. Și să sperăm că o să aducă în loc de corn altceva, care are un termen de valorificare mai lungă, așa, și în așa fel încât noi să putem distribui zilnic copiilor. În privința laptelui, nu sunt probleme. Nu, pentru nu, că laptele are termenul de valabilitate mai mare, da, dar nu și atunci fiecare se poate da. Asta, nu, dar în fiecare zi se distribuie în școală. Nu distribuie, deci laptele nu pot să distribuie 5 pachete odată. Așa le distrăbe și 10 pachete. Eu nu cred. Ei și vine săracul copil, nu poate să le duce când îl duce pe altul. Eu nu cred. Dar eu vă spun din... Eu știu că la Nicorești și la satul nou nu se întâmplă la Pătărești. La Pătărești le dă copilul de și du-te copilul și duce când trece 15 pute de la Pătărești. Bine când ai spus, eu n-am știut de treaba asta, nu cred că se întâmplă. Deci laptele cel puțin zilnic să se dea. Eu nu le arunc. Și dacă vreți, scuzați să vedeți, vreți o frigider că am așa pusit. Deodată le aduce grămadă, îmi e frigider. Da, problema asta, dacă este așa, o să rezolvăm. Da, o să discutați. De asta v-am și solicitat să dați dumneavoastră răspunsul la domnul consilier. Da.
Cât s-au trecut prin examenul de capacitate? De examenul de capacitate, da. Pot să vă spun și despre examenul asta de capacitate. Asta a fost dorința cea mai mare a da, este foarte... Să știți, rezultatele nu sunt dintre cele mai slabe, cum se spune. Pentru că la evaluarea națională... Domnul vice, vă rog frumos. La evaluarea națională s-au înscris 27 de copii. S-au prezentat 26, un elev a fost absent. Unul absent. Au promovat 12 examene. Din 27. Din 26. 26. Deci au fost un procent de 46,15. Problema se pune, nu numai ai promovări, problema se pune a admiterii elevilor. Da. Și acum, dacă noi am avut absolvenți, au fost 34 de elevi, 34, au fost 2 corigenți, încă au obținut corigarea, deci au fost 37 care au promovat finalul clasei 8. Ce s-a întâmplat cu acești elevi? 11 elevi sunt către licee teoretice, sunt la licee teoretice, 11 elevi au intrat la licee vocaționale, așa. 13 elevi sunt la școli profesionale, da? Iar 2 copii care n-au putut fi repartizați sunt 2 copii cu handicap. Handicap sever și știm, este vorba, dacă vreți chiar să vă dau numele, despre Vași din Bacna și celălalt Serafin, tot din Bacna, da, 2 copii da, cu handicap, care nu. Deci toți copiii noștri au fost repartizați în învățământul profesional și liceal. 22 de copii sunt în învățământul liceal și am spus licee teoretice și vocaționale, iar 13 copii sunt la școlile profesionale. Deci n-a rămas niciun copil. N-a rămas, dar am stat cu inima acum, de aici așa. Că eu cu fata am fost în Teodora. Da. Am fost și acum, în ultima săptămână, s-a făcut clasă în Teodora. Asta e o altă problemă. Și iar dacă verificați, a fost cu cea mai mare notă, dacă vedeți. Dar și tot n-a intrat unde a vrut. Asta e opțiunea fiecare. Nu, nu e opțiunea. Dar, deci eu vă spun că și cea mai mare notă din comun a fost cea mai mică ca din altă parte. Nu cred. Nu cred. Pentru că eu știu, spre exemplu, uitați, la Română a luat cu 8.30. Și este... Păi, dar cum se face degeaba la profesor matematică 2? Alexe Sara Ioana, 8.20. Bucur, Simona, 8-10. Deci sunt și medii... Dar la matematică ce-a făcut? La matematică sunt medii mai mici. Păi am avut și eu. Am avut și eu lista cu fata, nu i-a lăsat dați toți. Iar aici, privind rezultate... Acum mi-am scăpat. Am avut grijă de alții. Am prins până la urmă ce a vrut la... studii ale mediului, bine, da, noi ne punem problema da. Și pentru care vor să meargă undeva și nu se formează clasă, din cauza că... Nu se formează clasa, numai nu, ține de învățământul gimnazial. Da. Ține de învățământul liceal. Nu, dar sunt copii cu, mere, cu rezultate mai mari și asta cu 8 și ceva nu intră, că e altul cu 9. Da. La noi a fost discuția să depunem un efort mai mare pentru a avea medii mai mari. Și încă ceva. La evaluarea aceasta națională, deși la noi în școală, evaluarea națională, să știți că este bine pregătită și anul trecut, dacă într-adevăr, noi am făcut 2 simulări de evaluare națională. Pentru a-i obișnui pe copii cu acest examen. Rezultatele... Engleza nu știe copii engleză. Nu știe. De aia și poți frică să dăm la un alt profil. Dacă nu știe engleză, atunci e terminat la liceu. Nu știe engleză, nu se învață engleză în școală. Cred eu că nu se învață engleză, mai ales aici, în este în grădiniță se învață. Se învață, dar nu... De la clasa pregătitoare. Asimilial? Eu ți-am zis, eu nu mă rog, apoi, eu, sincer, mă rog, cineva spune, știe engleză bine și învață copiii. Și așa nu știu, dar alții nu știu de vreo. Și aici, la evaluare națională, ca să finalizăm totuși treaba așa, se pune și implicarea familiei. Deci, în momentul în care familia nu se implică, pentru ca elevul să depună efort și să obțină rezultate, fi sigur că rezultatele nu pot fi îmbunătățite. Dacă noi avem un program de pregătire suplimentară în care profesorul de română și de matematică face pregătire și vă arăt procese verbale, vă arăt documente în care da, s-au făcut, n-au participat copiii. Deci noi avem câte 2 sau 3 copii, 2 sau 3 copii care vin la pregătire. Atunci cu cine se facă pregătire? Am înțeles, da. Nu,
Deci eu chiar vreau să verificați. Cu pregătirea asta. Verificăm. Au fost profesori care a spus, eu vă spun sincer, da, să nu avem două salarii. Și vă spun și dacă vreți să mă aduc oameni. A fost cu rândul asta, nu trebuie să punem eticheta pe toate cadrele didactice. Dacă este un cadru didactic care ăsta trebuie adus la cunoștință și eu să discut cu el dacă într-adevăr există. Personal o să vină loc. Eu sunt în administrație. Foarte bine. Până acum am fost, nu v-am adus. De acum personal vin și... Chiar vă rog să veniți în Consiliul de Administrație. Toate problemele astea se pot discuta în Consiliul de Administrație și de ce să nu ridicăm problema. Tocmai de asta am zis. Și la rezultatele copiilor... Să fiți acei consilieri care aveți și copii la școală. Știți situația cel mai bine. Aici, la educație, sunt cel puțin trei factori. Ereditatea, media și educația. Ca să formăm copii. Păi nu putem, ce am spus eu, despre un copil care nu poate magazina anumit bagaj de cunoștințe, nu avem la un moment dat nici pârghii prin care să-l determinăm să poată lua evaluare națională. Înțelegeți? Dincolo, mediul în care trăiește, influențează iar educația și educația pe care noi o dăm în școală. Acum nu putem face totul noi. Da. O parte din părinți spun că totul se face la școală și chiar vreau să atenționez că, în general, în Comuna Pulgărești, așa se spune, atât școala, profesorul, cadrul didactic răspunde de pregătirea elevului. Păi nu e așa. Pentru că la noi stă 5 ore, să spunem, la școală. Noi îi dăm direcțiile de învățare. În schimb, acasă, studiul se face acasă. Aprofundarea materiei o facem acasă. Și mai bine când vin la școală să nu mă noteze cu 9 dacă eu de 6. Corect, asta e acord. Faci copilul că e cel mai bun, dar el de fapt nu e pregătit. Deci aici, nota trebuie să reflecte. L-ai pus 9 și el zice, gata, eu sunt cel mai bun. Dar de fapt nu știi. Nota se referie pe cantitatea de cunoștință magazinată de copii. Deci cam astea sunt rezultate. A venit copilul acasă notat cu 9 și nu știa și asta mi-a dat și una după ore. Cum mă, tu nu știi, mă? Și cine-i de vină? Profesorul care l-a notat cu 9. De acord. Dar vedeți că se cam practic. Trebuie notat că atunci noi luăm imediat măsuri. Dacă a venit acasă cu 5, ce s-a întâmplat? Ceva nu... Da. Deci, din punctul meu de vedere, anul școlar 2016-2017 are un progres față de 2015-2016 cu mic, 2% la procentul de promovabilitate a evaluării naționale. Așa că, zic eu, e destul de bine. Da, o altă discuție. În momentul în care toți copiii au fost admiși în licee și școli profesionale. Spune, domn profesor. Nu, vreau să zic, a fost o discuție despre teatru de popuș la școală. Așa. Și să se facă la cămilul cultural, din Părești. Nu așa. Să nu se mai facă în școală, dacă se poate. Da. Că unii fac ore, alții se duc la teatru de popuși. Deci nu știu dacă e normal. Am fost și teatru de popuși. Deci anul trecut n-a fost nimic. Nu. Deci a fost un singur teatru de popuși în tot anul școlar. În tot anul școlar. La care au venit alte facilități. Dar nu există. Într-adevăr, eu am vorbit cu doamna primar atunci și nu s-a putut pune la dispoziție sau la căminul cultural și a rămas în școală. Se merge și la căminul cultural. Am impresia că aici se crede că se obțin fonduri la școală. Nu, noi am oferit spațiu doar pentru binele copiilor. Să vadă și copiii un teatru, să vadă și copiii ceva. Înțeles că dădeau examen, evaluare, ce dădeau copiii. Și dincolo ăla era cu șarpele, cu cer, cu globul. Nu, așa ceva evaluare în ziua așa. Nu, nu, dar asta nu trebuie să dădeau cultural din Nicolești disponibil. Da, nu am văzut. Nu, dar se dădea teză în plasa 7-a, asta se dădea teză și a fost în ziua vreo și 5, că garantul și asta nu s-a fost, dacă teza a fost, sau că a fost teza după ce s-a terminat programul. Programul n-a durat de cât o oră. În ziua nu-i bine, nu, ceva. Nu, da, atunci când să vină cu teatru, să vină seara. Nu, cu teatru să vină ziua și să facă la Nicorești, acolo e gratuit pentru activități culturale. Da, culturale. Foarte bine, de acum. Și este să scaune, sunt de toate, treață de popuș, orice puteți să organizați acolo. Foarte bine. Nu, s-a pus problema că acolo au sala de sport, sala de sport s-a făcut, având în vedere că sunt copii acolo, nu mai trebuiau însoțiți în altă locație. De asta. Dar vom face și treaba asta, vom face la cămin, dacă va fi. Oricum, trebuie să facem și acest...
Da. Oricum trebuie să facem și aceste activități, pentru că sunt copii care provin din familii nevoiașe, cu probleme financiare, care nu pot fi duși în altă parte. Și atunci trebuie să aducem noi în comunitate să vadă și ei, eu știu, un circ, un teatru de copii. De ce se face? Se poate aduce în fiecare săptămână, nu-i problemă. Dar să se facă cu unghiile lor. Da, sigur. Nu, da, nu știu să fi fost în aceeași zi și examenul a fost la fi fost vreo lucrare scrisă. Au venit să se dă de la oameni, nu de nu noi am scris. Noi nu am de ce cu de la oameni. Da, și cărțile cum stați pe anul ăsta? Păi cărțile stăm exact cum stă guvernul. Exact. Nu putem sta altfel. Noi nu putem sta guvernul. Poate că nici n-are voie să facă arte. Deci noi avem cărți pentru clasa a 5-a. Există compendiu acela despre care vorbim toată lumea cu legerea aceea pentru toate disciplinele de învățământ. Ne-a venit un manual de religie, un manual de educație fizică care se poartă și știm că asta e hotărârea sport. Și au venit acum ofertele pentru istorie, pentru educație tehnologică. Așteptăm să vină și celelalte oferte. S-a interzis, după cum știți și dumneavoastră, toate auxiliarele, până când se dă ordin de ministru și vedem care auxiliare vor fi aprobate și pe care le vom putea folosi. Părerele sunt împărțite, știți, ați auzit. Unii sunt de acord cu utilizarea acestor auxiliare, alții mai puțin vor să le folosească. Dar după părerea dumneavoastră, sunt afectați copiii pentru părerea mea este cărților? A cărților, manualelor, manualelor care vin. Da, într-adevăr, manualul școlar trebuie să existe pe banca elevului, mai ales pentru elevii de clasa a 5-a, care, începând din anul acesta, au o nouă programă școlară. Programa școlară prevede noi conținuturi și manualul este altfel structurat, astfel altfel adaptat. Și atunci era nevoie de acest manual pe banca elevului. Așteptăm încă două luni de zi, să sperăm că se va rezolva problema. Nu depinde de noi, nu depinde nici de autoritatea noastră, nici de școală, nici de școală. Așteptăm. Acum are alte disciplinare, istorie, are alte trebuie, caza și încă de la... Ne mirăm de ce nu avem rezultate. Trecerea copiilor de la învățământul primar la cel gimnazial. Iar utilizarea unui auxiliar este binevenită. Utilizarea unui auxiliar, nu utilizarea genul auxiliare. Adunați, nu trebuie să luați un nume de loc, ce spun noi. Nu, eu chiar pe asta e ce ne abordăm și în Consiliul de Administrație. Doar știți că ați participat și în alții. Eu am asta ce-am proținat, cum să faci în și domnul Gorba. Poți să încercăm să... Le-am abordat, așa, real. Nu e problemă, dacă... Nu știu, ala din Pulău, Boghie. Și se va întâmpla pe această școală. Din informațiile pe care încep să le culeg pentru anul școlar următor, deci 2018-2019, cred că grupa de grădiniță la școala Brâu Boghei nu va mai funcționa. Deci nu mai sunt copii. Din informațiile pe care le-am. La momentul acesta. Deci asta va fi situația. Nu vom mai putea, nu vom avea numărul minim de copii pentru a forma o grupă. Nu mai formăm. Nu, eu cred că el a întrebat de ce se întâmplă cu școala aia acolo. Nu, legat de copii. Legat de copii și după aia depozitarea materialelor care sunt acum în alte și ceva. Nu că n-aș ști nimic. Nu treabă. Școala aia e școală sau e depozit de materiale? A fost o acceptare a autorității locale din vremuri trecute. Și s-a depozitat acolo. Părintele din Barna a depozitat niște materiale. Fără, nu. Deci ceea ce am spus și repet, eu ca școală nu am obținut niciun venit din niciun spațiu care a fost pus la dispoziție. Și nu mă place să luați o chirie. Decizia se poate schimba. Da, și mai are? Asta e are. Cala, buce, cala, buce, acolo e un business. Nu e o creditivă. Nu, director, eu să fie spune undeva la o bară, puteți 4 milioane de lei. Da, eu vă cred. Credeți-mă că școala nu are, nici modalitatea de a obține un astfel de venit deocamdată din surse extrabugetare. Da, dar dacă nu vor mai fi copii, acolo acea clădire poate fi schimbată. Deci,
școlile ia. Dar aparține de noi, de autoritatea locală, pentru că este dată în avizul Ministerului Învățământului, poți schimba destinația. Poți schimba destinația. Nu poți. Ba da, ba da. Ba da. E greu de obținut schimbarea destinației. S-a întâmplat cu alte școli care dacă o să revin partidul. Să simți, bă, doamnă, deci deja pe 3 ani, pe 5 ani, ca așa dau anii. Dacă la anul nu se mai da vieți, nu se dă nimic, eu rămâne... Vorba după aceea. Încă ceva. Rămâne ocupat. Deci ea e vorba despre școli. Școlile aparțin unității administrativ-teritoriale. Deci școlile sunt ale primăriei. Ce face directorul are numai un contract de administrare. În sensul de a menține școlile. În 2012 am făcut acea hotărâre de Consiliu și am încheiat acel contract de administrare. Și dacă observați dumneavoastră, nu că vreau să mă laud, nici nu vreau să laud nici autoritatea locală, dar școlile din comuna noastră sunt bine întreținute. În intervalul acesta de 7 ani cât sunt eu director, zic că bine au fost întreținute și cu investiții nu prea mari, minime. Deci, am funcționat bine. Păi, și atunci nu-i păcat să le lăsăm să dărâm între timp. Depozităm materiale, alte materiale decât... Da, în fine, nu știu. Acolo, de acum, problema pe care o puneți dumneavoastră cu acoperișul intră în partea cealaltă a autorității locale, unde sunt reparații capitale, sunt probleme de investiții, în care eu, ca director, nu pot să fac investiții sub nicio formă. Toate investițiile, toate reparațiile capitale, conform legii învățământului, se fac de către autoritatea locală. Și micile reparații? Micile reparații, da, ce putem noi și fondurile care sunt alocate din finanțare complementară. La școala din Bahna, uluci, sunt deplasați. Apa ajunge pe pereți și se degradează. Trebuie o scară și da, asta dacă este primit de muncitorul din întreținere, dacă nu e nevoie de investiție și se poate face. Deci nu e problemă pentru un lucru așa. Deci putem. Da, dar muncitorul de întreținere poate să mai treacă pe la școală să învață pe ce trece, trece. Este, nu, chiar să știți. E muncitor, băi, da. Să știți. E băiatul ăla. E băiatul Echitiu din Bahna. El chiar muncește, să știți. Cât are de făcut și cât se pricepe, chiar muncește băiatul ăsta, să știți. Asta e realitate. Își face treaba, respectă. Dar nici nu am zis că nu-și face treaba, doamne. Da, că mai apar. Da, mereu mi s-a zis aici, domnul director, fiindcă sunteți aici, despre școala din Bahna, din curte, pământul acela care a fost curat acolo. Astă vară, la fel, unii părinți care au copii spuneau că să le dăm voie să se joace în curte. Sunt normanele acelea de pământ. Am înțeles că tot părintele le-a cărat, cu condiția că le va nivela și iar nu le-o nivela. Probabil, nu știu, asta chiar mă depășește și acolo, probabil tot în Consiliul Local nu sunt adevărat. Nu s-au luat, deci nu mai faceți un Consiliu. Un Consiliu nu se ia o tărâne de genul ăsta. Deci tot la fel deci, a fost când, a fost când s-a făcut, dumneavoastră. Nu, acordul meu n-a fost. N-a avut cum să spun așa. Tot de aici când s-a făcut casa parohială sau ce a făcut, s-au făcut lucrări undeva la parohia din Magna. Da. Pământul acela care l-au luat, l-au cărat acolo cu o condiție, spunea fostul domnul primar, ca să niveleze terenul de acolo. Nu s-a nivelat nici până și dumneavoastră se puneți în vedere domnului primar, ca să de acolo. Da, o să chemăm pe părintele și de că noi am luat în Consiliul Local atâta domn. Unde se poate depozita molus sau betoane într-o groapă sau ceva? Sau unde se poate duce un... un menajer sau unde se poate pune. Atât. În rest, nu, de școli, de asta n-am discutat mai. Da. Și nu se iau aici hotărârea. Ce depinde de școală, sigur, de comun acord. Nu hotărârea. Situația trebuie remediată. Da, dar se pune problema și invers. Când se intră pe terenul școlii, este întrebat de fiecare dată, directorul sau nu? Așa s-a zis. Așa s-a zis. Dar nu se întâmplă așa. Păi de ce nu, domnule? Păi de ce nu? Nu știu. Tot alu cetățenii din sat trebuie să fie un pic, să fie un pic de abuz într-un fel din partea cetățenilor. Și avem tot de la Părâul Boii, dacă e vorba, când s-a intrat cu stupii acolo. Știți povestea. Da, și n-a știut nici noi, nici dumneavoastră. N-a știut nici noi. Nu se poate, adică trebuie ca să fim științați. Fie directorul de școală, fie autoritatea locală. Nu trebuie să intri. Păi eu știu că nu trebuie. Dar atunci când sunt de administrator acolo pe teritoriu, nu are voie să intre nimeni. Știu. Am făcut
sesizare ca tare, s-a rezolvat, s-a rezolvat ca ce am ia găsit eu. Închiderea școlii în timpul vacanței, nu era prea bine, că la clipul se poate. Copiii se jucau la Batman seara la 9. Deci vedește, scrieți în funcție și de declarare. Afară, în fața școlii, de fel de serviciu, da, mare. Deci, locul, nu știu dacă vedeți, dar este reglementat, deci în 5 școli, printre la nu se în școli. Noi am acceptat în comună, tot așa, în hotărâri, în de administrație a școlii, să intre copii, dar trebuie păstrată în cinta școlii ca atare curată. Deci s-a jucat fotbal. Păi se joacă fotbal, dar noi când venim luni dimineața la școală, găsim sticle, găsim hârtii, găsim fel de fel pe terenul de sport. Păi cine să facă? Plus că e pericol de accidente dacă intră copiii. Deci și eu nu vreau și cu asta. Apoi se strică pereții școlii. Nu sunt pericol de pe stradă, nu e pericol de accidente. Este. La cel puțin e mai mare. Plus că, spre exemplu, dacă intră un grup organizat de copii, ar trebui să fie supravegheați de cineva. Doamne ferește, și știți cazuri suficiente, cade o poartă de fotbal pe un copil în momentul acela. Cine a deschis, cine a dat voie, cine a supravegheat copilul. Dăm vina de unul pe altul și niciunul nu-și asumă o responsabilitate. Eu sunt de acord să se joace copiii în curtea școlii. În limita bunelor maniere, să spunem așa, cu păstrarea curățenii și fără a arunca pe pereții școlii. Diverse obiecte, ca spate. Vedeți și aici la Pălgărești. Am solicitat să se facă un gard despărțitor, știți, da? Iar pereții sunt sparți. De ce? S-a jucat fotbal și așa mai departe. La satul nou, dacă iar terenul de fotbal s-a distrus plasa aproape în totalitate, în vara aceasta, deci plasa cealaltă, nu mai e de Buzău. Și cred că va trebui, pe parcurs, pusă o plasă de Buzău. Așa gândesc eu. Se va vedea. Deci au acces, da? Să se respecte, vor la Nicorești nu s-a mai făcut, nu, dar v-am spus, deci noi cu investiții minime am reușit să menținem școlile la stadiul acesta pe care îl vedeți și dumneavoastră. Și cred eu că nu arată rău școlile din comuna Pălgărești. Așa este, da. Într-adevăr. Știți sumele care au fost repartizate la școală, domnul director a zis și la deschiderea anului școlar, știm cu toții, acele sume încercăm să le folosim pentru a autoriza școlile, să obținem autorizația de ISU, care, pentru care trebuie să avem o documentație. O documentație care costă foarte mult. Iar în urma acelei documentații, noi trebuie să facem acele intervenții ca să ne poată aproba autorizarea privind securitatea persoanelor. Și categoric, anul ăsta nu prea am avut sume pentru a face unele lucruri pe care ni le-am fi dorit. Adică terenul de sport de la Nicorești, terenul de sport de la Bărgărești. Încercăm pentru la anul, aș dori să vedem acum cu cei de la Gal Valea Trotușului, dacă vom obține fonduri anul ăsta pentru Buldo, pentru la anul aș încerca reabilitarea și modernizarea terenului de sport de la Bărgărești. Dar rămâne de văzut. Na, dorim multe, dar... Da. Terenul de sport la Părâul Boghi. Dați-ne terenul, facem terenul... Spatele școlii e spațiu mic acolo. Satul e mic, copii mult. Remigii, da. Avem timp cât școala nu va mai funcționa, de fapt terenul se va face pentru cetățeni. Atunci cetățenii se face pentru cetățenii. Sigur, o să vedem cu școala de la Părâul Boghi, într-adevăr. Noi avem prevăzut în strategia comunei înființarea unui centru de zi pentru copii cu probleme sociale. Categoric m-am gândit la școala de la Părgărești, având în vedere că numărul de copii scade și să-i dăm o utilitate școlii. Vom avea nevoie de avizul inspectoratului școlar privind schimbarea destinației. Ar merge și a ministerului categoric, nu numai inspectoratului, ar merge un centru pentru copii categoric ca să fie acolo, având în vedere că acolo e și gaz, e și apă și a putea face, să aibă toate condițiile copiii acolo.
La fel, duș nu numai din Prăubodii copii, avem microbuz, copii care știm noi că nu pot să-și facă lecțiile acasă, n-au cine să-i supravegheze, luați duș acolo, un cadru didactic voluntar, pentru că nu o să avem bani să plătim după orele așa. Dacă găsim voluntari, așa, care sunt, da, vor fi, de ce nu? Dacă se creează condiții, să știți că vorba e condițiile create, iar dacă, spre exemplu, o școală să servească și masă sau știu ce Dumnezeu o să aveți. Ce înseamnă condiții la un cadru didactic? În afară de salariu și bani. Nu, nu, se face și activitate de voluntariat, să știți. Da. Numai să fie, spre exemplu, dar acolo trebuie amenajat spațiul ca atare. Trebuie amenajat. Este o investiție puternică, să știți, dacă într-adevăr se realizează un centru în acesta, este o investiție. De altfel, categoric, fără un proiect, nu poți face nicio intervenție la niciun imobil, așa că totul costă și... Dar pentru viitor, categoric avem în vedere, nu? Doar, trebuie să le dăm utilitate clădirilor, nu putem să lăsăm așa. Nu poți să investești în ceva ce nu funcționează. Pentru ceva, că dacă nu și-a plecat. Îmi pare o bodea cu cireala și cu vaci. Da, și ce să facă doamna primare? Cum ce să facă doamna primare? Să mai sesizați încă o dată, i-am zis și la oameni, am obișnuit. Nu, vechi, domnul Dorin, stai mai puțin, haideți, mai vreau, mai avem încă. Alegeri, dacă mai aveți ședință, da. Deci, domnul Dorin. Deja am intrat în alte ceva. Nu, suntem la divers. Calitatea învățământului că nu mai bun. Da, asta ne dăm una peste aia. Și mai vrem lucrul ăsta, să știți, într-adevăr există din partea cadrului didactic disponibilitate pentru această activitate. Există. Activități s-au făcut, este colaborare între autoritatea locală și școală, deci nu se pune problema. Este nevoie de implicarea părinților mai mult și le-am cerut asta și la deschiderea anului școlar și la fiecare ședință pe școală pe care urmează să facem pentru anul școlar 2017-2018. Am solicitat părinților mai multă implicare. Chiar și dumneavoastră vă solicit. Aveți vecini care iau copii la școală. Totuși, cred că între diriginte și părinte trebuie să fie o relație bună. Dar și la ședință sunt 3-4 femei, 2 femei la 12 copii. Părinți nu vin la... N-au niciun interes care este acuia. Dar relația cea mai bună care trebuie să fie între... Categorică. Profesor și părinte, dar sau diriginte și părinte. Da, părinte. Și asta înseamnă. Asta e atras și la dacă nu e vina profesorului, adică părinții nu se implică. Doamna se sesizează bine. Dar nu știți problema. Știu, deci sunt două mame la 12 copii. Ce sunt? Din același la fiecare ședință, care copiii sunt unici, ei care sunt, nici nu au niciun interes. Care e vina profesorului aici? Păi... Hai să dăm și să spunem, știm, comentăm, vorbim, dar adevărul... Deci, părerea noastră, părinții din localitatea trebuie să mai implice, să implice mai mult în procesul educațional. Clar! Așa este. Și atunci rezultatele vor fi mai bine. Da, eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Și noi aștept și alte plată să mă invitați și cu alte programe. O să facem treaba asta, pentru că, într-adevăr, din când în când, fiecare șef de instituție să vină în fața Consiliului Local și să... Și vă așteptăm la Consiliul de Administrație. Da, sigur că da. Sperăm că anul acesta o să fie o colaborare mai puternică la Consiliul de Administrație, pentru că să mai renoiți forțele, nu? Mulțumim, domnul director. Nu-i nimica că vin. Președintele de ședință, trebuie să propuneți pentru... Da, după amiază trebuie să fiu la onest, să invitată la... Și avem ședință comună. Și ședință comună, director cu primar. Da. Voi merge, dar ne auzim. Da. Președintele de ședință. Având în vedere că au trecut 3 luni, am avut un președinte pe 3 luni de zile, trebuie să nominalizați un alt domn consilier pentru următoarele ședințe. De cine? Și doamna Gabriela. Vă rugăm să faceți o propunere. Doamna Gabriela vă propune. A fost domnul. Atunci, domnul. Domnul Trifa. Domnul Trifa.
Ședințele doriți să rămână tot la fel, în ședințele ordinare să rămână tot ultima joie din lună, da? Mai mult ca sigur vom avea și o extraordinară, dacă reușim să facem proiectul. Trebuie să aprobăm indicatorii tehnico-economici. Balastrarea, doamna primar, să mai continuăm cu mult? Oh, e o problemă cu balastrarea. Fondurile care am avut s-au terminat, că nici n-am plătit lucrarea, trebuie să facem recepția, ar trebui să continuăm, dar nu mai avem bani. Să vedem? La rectificare, nu numai Părâul Boghii, este și Satul Nou, mai avem ulițe care nu au fost făcute balastrate, avem Bacna care nu au fost făcute, ploile au venit, iar au spălat, chiar nu mai știu cum o să facem. Dar, sigur, vom vedea, dacă vom avea o rectificare bugetară, vom avea bani, vom continua și cu lucrările. Alte probleme vreți să ridicați? Nu? Încheiem ședința noastră, vă mulțumesc pentru participare și rămâne pentru ultima joie din lună ședința următoare. Sigur, cu comunicare.